ziua. Astăzi, pe ordinea de zi, avem următoarele puncte. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29 ianuarie 2021. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cleșa pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna martie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Cleșa din Subacău. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Cleja, județul Bacău, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Cleja. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului cu privire la desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Unității Administrative Teritoriale Comuna Cleja, județul Bacău. Aprobat prin HCL numărul 80 din datele 19-12-2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cu privire la amplasarea și desfășurarea activităților de comerț stradal ambulant pe raza Unității Administrative Teritoriale Comuna Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local, ce vor fi efectuate de către beneficiarii venitului minim garantat, precum și de către persoanele sancționate pentru punerea în executare a sentințelor penale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității din Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Cleja numărul 84 din 19-12-2020 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 pe raza Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2021. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI, ESA, amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții construit de sală de sport școlară. Proiect pilot în satul Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară și farmacie în Comuna Cleja, județul Bacău, după finalizării lucrărilor de execuție. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Comunei Cleja, județul Bacău pentru anul 2020. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău. Diverse. Asta sunt toate proiectele, domnule președinte. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Punctul 1. Aprobarea procesului verbal de la ședință ordinară a Consiliului Local din data de 29 ianuarie 2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri? Deci, Angie? Toți au fost pentru. Da? Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cleja pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna martie 2021. Inițiator primar Petru Iștoc. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Cleja, județul Bacău. Inițiator, primar Petru Iștoc. Cine este pentru? Sunt discuții. Sunt discuții pe marginea proiectului? Marginea proiectului? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține.
Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Cleja, județul Bacău, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Cleja, județul Bacău. Aici, pentru propuneri, cred... Deci, după ce vă înscrieți la cuvânt, vă dau cuvântul. Deci, îmi face semn, vă dau cuvântul. Să nu vorbim balandal unul peste altul. Faceți o propunere, domnul Lexor. Eu aș propune ca cei care să dea calificative doamnei secretar să fie din Comisia Juridică, pentru că este cel mai indicat lucru care mi se pare. Noi, cei de la buget, cei de la juridic sunt cei mai. De cei de la buget și din partea aia, dar nu cred că avem calificare să-i dăm doamnei calificative. Ok, mulțumesc. Domnul Andrei, în calitate de președinte al Comisiei Juridice, accept propunerea domnului Alexov și voi desemna pe domnul Coborici și pe domnul Topșii să analizeze activitatea. Și domnul Coborici, având o experiență și o... Adică, fiind în Consiliul Local de mai mult timp, poate analiza mai bine. Iar dumneavoastră, fiind președinte Comisiei, veți interacționa cu dânsa, consider că sunt... Am elementele necesare. Supunem la vot? Mai sunt propuneri? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului cu privire la desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza unității administrativ-teritorială Comuna Cleja, județul Bacău, aprobat prin HCR numărul 80 din 19-12-2020. Inițiator, primar Petru Ștoc. Aici avem un amendament, nu? La proiectul. Că nu mi-ați scris numărul proiectului. Două amendamente. Cred că avem două amendamente. Cred. Da, amândouă sunt pe proiect. A, pentru același proiect, nu? Da. Deci avem un amendament, modificarea articolului 18, litera F. Ați introdus o literă, nu? Nerespectarea orarului de funcționare cu amendă de la 200 de lei la 2000 de lei. Ăla este, cred că este celălalt. E din primul. Da. Cred că primul este aici, cu... nerespectarea orarului cu amendă de la 200 la 2000 de lei, da? Da. Așa. Și ăla este cu program. Da. Respectarea orarului de funcționare cu avertisment de modificare în 15 zile. Nerespectarea modificării atrage după sine amendă de la 200 la 200 de lei. La 2000 de lei. La 2000 de lei. Aici se referă, dacă îmi dați voi, se referă la programul de funcționare pe care dumneavoastră îl declarați la obținerea autorizației. Da? Dumneavoastră solicitați modificarea, adică întâi vreți un avertisment că să modificați orarul sau cum? De fapt, amendamentul ăsta care îl găsiți aici, o să-l găsiți mai mult în orașele mari, adică în domeniul Horeca. De ce este benefic? Pentru că acum, cu pandemia, piețele și prețurile sunt în formare. Adică, mai explicit, ar fi în felul următor. Comerciantul, Horeca însemnând hoteluri, restaurante și catering, nu mai au un feedback de la clienți când va trece pandemia și atunci nu știu cum să-și facă programul. Pentru lucrul ăsta, cel care administrează o afacere să aibă posibilitatea ca în 15 zile, dacă nu-i convine, adică când se constată contravenția, să vină la instituția, la primăria de care aparține și să aibă posibilitatea să-și modifice programul în funcție de necesitatea lui. Dacă, spre exemplu, Horeca are program până la 23, să spunem, și constată șeful de unitate că se stă până la 24, ca să nu-i contravină legii, vine la dumneavoastră, depune o cerere să poată să facă modificare de program. Ca să nu fie de prima dată o amendă. Adică e o chestie de bun simț pentru a ajuta... E o chestie de bun simț pentru că...
ajută comercianți. Adică, domnule, mi se pare un lucru benefic acest, adică treaba asta, să nu, da, să nu putem să venim din prima cu sancțiune pecuniare, adică, domnule, hai, rezolvă-ți problema. Termen de 15 zile, 2 săptămâni e onorabil. Mai e vine vara și, să zicem, mai program la 9. Omul vine din timp la 10. La 10. Mai da, rău, poți să prelungești și magazin, așa și... Hai să poți să-l dai afară, pentru că mai întârzia 5 minute, ia ieși afară că vreau să În trecut, fiind programul fix, venea poliția de obicei. Vine sau poliția economică, vine în control constant, prima dată contravenția se dă avertisment, asta este legea, a doua oară când venea trebuia să dea amendă. Pentru că nu era exista posibilitatea de a modifica programul. Sau dacă se modifica, nu era foarte, era destul de rigidă situația, era puțin la limita legii. Da, să se meargă tot pe aceeași variantă și aici. Suntem de acord. Avertisment și, da. Hai să avem al doilea amendament. Nu am de ce? Amendamentul ăsta. Supunem la vot amendamentul. Supunem la vot amendamentul. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul următor. Mai e un amendament. Și după aceea trebuie votat proiectul propriu. Deci nu avem. Al doilea amendament se referă la preț. Eram proiectul. Eram proiectul anterior. Puteți specifica litera și ca să găsim aici. Textul inițial era este interzisă plata restului către consumator sub orice altă formă decât acordarea acestui anumerar. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 2000 de lei la 4000 de lei. Textul modificat este interzisă plata restului către consumatori sub orice altă formă decât cu acordarea acesteia în numerar fără acordul clientului. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amende de la 2000 la 4000 de lei. Adică, îmi permiteți? Da, sigur. Adică, într-un cuvânt, dacă cineva vine și merge la un depozit de construcții și cumpără 10 șuruburi, ca să o luăm așa practic, și 10 șuruburi costă 3,80 lei și spune vânzătorul: mai rămân 20 de bani, pot să vă dau două piulițe? Cu acordul lui poate să-i dea piulițe sau, dacă spune că vrea bani, dă bani. În formula care este actuală, trebuie să-i dea bani înapoi obligatoriu. Dacă cu acordul lui se întâmplă treaba asta, poate să-i dea două piulițe. Păi da, dar o să intervin cu acordul lui, înseamnă tot vânzare. Adică, băi, pot să-ți dau 20 de bani și am încheiat vânzarea la 4 lei. Conform legii, dacă vine poliția economică și tu vrei să-i dai 26 de, nu este amendă. Adică eu poți să-i recomanzi. Păi asta e cu acordul lui. Păi nu, dar poți să-i recomanzi. Băi, să-i recomanzi mai 26 de până la 4 lei. Asta ține de, asta ține de tehnici de negociere. Dacă vreau să sunteți de acord... Aici e la... Adică, da, dacă vreți, putem să modificăm. Nu e o problemă. Da. Da. Cu acordul lui. Asta e rău ideea. Asta e rău ideea. Da, se poate modifica. Da, sigur. Modificăm, sigur. Da. Da, ok. Bun. Da, să supuneți la vot acest amendament, domnul. Cine este pentru? Abțineri? Putem trece la punctul următor? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cu privire la amplasarea și desfășurarea activităților de comerț stradal ambulant pe raza unității administrativ-teritoriale Comuna Cleja, județul Bacău. Au fost cred că discuții în comisii. În principiu s-au prevăzut aici cerințele celor care au magazine. Mai departe, dacă dumneavoastră doriți și alte... E bine să facem niște precizări mai clare, că noi în comisii știm. Dar, de exemplu, am discutat cu un comerciant care cerea detalii și e bine să-i explicăm oamenilor cam ce s-a trecut. O rog pe doamna. Da, de fapt am discutat și în comisie, am înțeles că
noile condiții sunt de intrare în legalitate practică, adică să aibă casă de marcat, cântar, verificare metrologică, să respecte, din punctul meu de vedere, aceste aspecte vor înlătura într-o mare măsură ceea ce se întâmplă acum. Important este ca cel care supervizează această activitate și se ocupă de verificarea legalităților să fie vigilent, să-și creeze o rețea, eu știu, de, cu ghilimele, informatori, ca să spun așa, că poate să intre prin oricare parte a satului, a comunei și să aplice. Se vor duce din vorbă în vorbă. După ce aplici câteva amenzi și verifici, oamenii vor ști. Băi, în clar, mă verifică dacă am bon fiscal. Sau dacă eliberez bon fiscal. Asta e părerea mea. Am eu un amendament verbal, dacă îmi permiteți să adaug. Mi-ar plăcea să facem o adăugare și un amendament în sensul că cetățenii care au mutația pe Cleja, adică producătorii, că despre asta se referă la comerțul ambulant, ce înseamnă stânci, ciobani, caș, să aibă o reducere de 20%. Adică comercianții ambulanți care au domiciliul în Cleja, și să știu care sunt, să aibă o reducere de 20% la plata autorizației pentru comerțul ambulant. Încălcăm principiul egalității așa și se consideră discriminare. Să știți că prefectura întoarce înapoi asumea hotărârea consiliului local. Întoarce înapoi, vă arătăm în ingerție. Eu acum am aflat despre... Am primit săptămâna aceasta la preț în sensul ăsta și nu avem voie să facem discriminare. Am înțeles. Dar cât este prețul... Deci, noi am aflat, eu acum m-am interesat de proiectul ăsta, când mi-a spus. Nu, sunt mici. Da, așa, în afara spațiului public, contează cine verifică. Atunci, da, atunci aș vrea să le spun comercianților ambulanți, cei din Cleja, aș vrea să le spun că pentru achiziționarea caselor de marcat există posibilitatea de decontare. Există lege care decontează casele de marcat. Și asta ar trebui să le aducă, să fie adus la cunoștință fiecărui producător sau comerciant ambulant. Poate chiar îți prijin. Să vede că primesc autorizații. În afară de autorizație, trebuie casă de marcat. Bănuiesc că și ce se discută aici acum pe în speță subiectul ăsta trebuie trimis la... Domnul Măcuș, mă scrieți acum. Nu discutăm tet-a-tet. Am înțeles. Am zis că ar trebui trimisă și o notă la poliție, că ei sunt în măsură să controleze comercianții ambulanți care vin și execută. La un organ de control. Da, că nu puteți să mergeți să-i controlăm noi. Ok, domnul Hubăr, vă rog. Eu zic că trebuie desemnat o persoană care se ocupe din primărie. Că poliția, când este... Dar în regulament scrie, să știți, în regulament. Asta vreau să zic și eu, că în regulament scrie. În regulament scrie. Da, dar am zis că o notă trebuie trimisă și la poliție, pentru că ei sunt în măsură să oprească mașinile. Domnul Alexo, vă rog. Cred că o măsură iarăși bună ar fi ca acele goarne să fie interzise. Da. Dar sunt interzise. Nu l-am citit, chiar n-am citit proiectul. Sunt interzise prin lege, n-am jucat cel mai mult. Cel de mai mult deranjează. Am specificat. Ok. Am specificat între orele de... 10 și 16. Pentru mai bună informare a colegilor, fiind în comisia juridică acest proiect, țin să vă spun că măsurile sunt mai mult de intrare în legalitate, cu ghilimele de descurajare a astfel de practici, adică să rămânem cu producători locali, dar în cadrul legal. Asta e ideea. Mulțumesc, domnule. Supunem la vot? Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii venitului minim garantat, precum și de către persoane sancționate pentru punerea în executare sentințelor penale, cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității în Comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul 2021. Inițiator, primar Petru Ștor. Aceste activități sunt prevăzute și în lege, sunt de anii trecuți, adică s-au aprobat atâtea ori, nimic nu este nou, așa că
știți cam care sunt activitățile. Supunem la vot? Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 84 din 9-12-2020 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 pe raza Comunei Cleja, județul Bacău. Aici, îmi permiteți? Domnul Alexa, vă rog. Este foarte bine ce se întâmplă aici. Articolul 45, eu aș dori să-l elimină și se referă la taxă pentru înregistrarea contractelor de arendă în sumă de 5 lei pe contract. Și vă spun și de ce și vă și motivez. Așa. El se referă mai mult la agricultori și la cei cu stâne. De ce? Au terenuri, au pământuri care sunt în arendă. Știm că nu au documente toată lumea, sunt împărțite în prăjini, în metri pătrați și va trebui făcut, din ce văd eu, va trebui făcut pentru fiecare bucățică câte un contract. Adică dacă domnul Poborici îmi permiteți, să aveți nu știu câte hectare, va trebui să aveți 500 de contracte de arendă. Ție să adaug și la... Vă rog. Deci sunt oameni care au un hectar pe contractul de arendă, sunt oameni care au două prăjini pe contractul de arendă. Și pentru ăla, asta e valabil și pentru cei pentru stână, pentru că și așa sunt probleme. Este în regulă. Supunem la vot amendamentul. Dar nu mai sunt altele. Mai sunt... Deci, toată lumea este de acord cu eliminarea chiarului, da? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventariei masei impozabile pe anul fiscal 2021. Sunt întrebări? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș dori, da. Aș dori ca la punctul 13, că suntem la 11, aș dori ca să vină doamna economist David Mihaela, că ea este semnatara proiectului de raport de buget, dacă îmi permite. Acum, haideți să întrebăm pe doamna Cristina, dacă se poate... Nu buget, este contul de execuție. Contul de execuție și știe și este șefă de birou, doamna Cristina, și exact știe ce s-a făcut. Dacă aveți o nemulțumire privit de... privind cum prezintă dumneavoastră. Când ajungem acolo, discutăm, da? Da, am vrut frumos să nu ne abatem de la punctul următor. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din Comuna, din Compania Națională de Investiții CNISA, amplasamentului și asigurarea condițiilor în vedere executării obiectivului de investiții, construire sală de sport și colar, proiect pilot în satul Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, inițiator, primar Petru Iștov. Căutăm să intrăm în linie dreaptă, am cumpărat și terenul respectiv, bucata aia de teren, le-am comasat, acum le trimitem lor ca să demonstrăm că avem acel teren și... Am... Domnul Alex, vă rog. Am primit întrebări pe mediul online, unde se află terenul, să le explicați oamenilor că părinții nu știu. Chiar nu știu. Sunt câțiva care mea. Unde se amplasează acest proiect? Da. Deci, la intrare în Comuna Cleja, vii din Bacău, faci dreapta, imediat este loc, spațiul ăla lângă grădiniță, este spațiul ăla gol. Acolo vom face asta. S-a vehiculat că se va face această sală de sport la brutărie. Am spus că nu are cum să fie așa, dar vom discuta. Acolo, deci, în zona respectivă, acolo se va face, este un spațiu liber și, ca să spun așa, am și vrut să fie aproape de stradă, că este o construcție care ne va fi reprezentativă pentru comuna noastră și e o construcție care... Pe câți metri pătrați? Cât avem acolo? 30, 40,
Cât e? Deci suprafața afectată, 3270 de metri pătrați. Aproape de hectar. Este suprafața, dar lungimea terenului este 30 de metri pe 20, parcă. Dar trebuie să ai unde să intre pompele, adică trebuie să îndeplinești niște condiții în jurul terenului. Mă interesează foarte mult proiectul ăsta, pentru că într-un fel sau altul aș vrea să vedem în ce stadiu să ne aflăm la față de Nicolae Bălcescu, că ei se laudă cu sala aia și vrem și noi să avem o sală măcar la fel. Măcar la fel. Este o sală pilot cu 102 locuri, atât ne-a permis nouă amplasamentul. Și plus de asta, avantajul acestui tip de sală de sport este că se finanțează printre primele aceste proiecte pilot. De asta se numește pilot, pentru că au o finanțare separată. Licitația se face la București, adică noi nu avem nici, nu mai le-am predat terenul și mai departe așteptăm terenul să fie, sala de sport să fie gata. Licitat, totul se rezolvă în Compania Națională de Investiții. Ok, am înțeles. Domnișoara Ștefan. Vreau să întreb dacă s-a răspuns domnul primar, în ce stadiu se află în acest moment proiectul? Da, cum voiam să vă spun că să depun documentații pentru obținerea vizelor, pentru că noi trebuie să ne pusem la CNI cu această hotărâre de Consiliu, prin care am aprobat predarea primului terenului cu studii geotehnice, studii topografice și avizele de principiu obținute. Avem documentații, avem planșe trimise de la CNI, depunem acum pentru avize. Domnul Urban, puteți să evidențiați ce activități se vor desfășura în sala de sport? Activități sportive. Vom crea acolo așa, deci prima dată, mini-fotbal, handbal, tenis, inclusiv cred că vor fi niște sale în care putem face și alte activități, să spunem tenis, de exemplu, în general sport, deși de table, domnul Vali, dacă cere, așa putem face, cred că vom face, putea face într-o sală și o chestie de box, o chestie de mine, nu e aici. O să aibă acces toată lumea? Toată lumea o să aibă acces și să vedem acum și cerințele care vor fi, că orice faci trebuie să fie folosit acolo. Domnul Andrei, vă rog. Da, același lucru vreau să întreb, adică va fi folosit de către școală, presupun în programul școlii sau nu? Nu, 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 are treabă cu programul școlar. Programul școlar, aceea va fi pentru toată comunitatea din Cleja. Va intra în administrarea Consiliului Local după terminarea construcției? Da, sigur. Și Consiliul Local va desemna o persoană care să se ocupe, presupun că nu se va intra acolo ca la... Nu, deci... Asta e cea mai mică problemă. Okay. Bun, nu ca dar vă rog. Că pe proiect scrieți sală de sport școlar. Nu de asta, domnul Andrei, cred că a intervenit. Cred că bun. Eu mai aveam întrebare dacă se ia în considerare consultarea tinerilor în ceea ce privește amplasamentul efectiv. Pentru că și terenurile de fotbal sunt foarte binevenite, dar dacă fetele vor să meargă să joace basket, nu pot face acest lucru, deși există coșuri, pentru că mingea nu sare cum ar trebui la un meci de basket. Și consider că tinerii ar trebui consultați cum ar trebui să arate efectiv această zonă. Deci nu stabilim noi, sunt proiecte pilot la nivel național. Adică este același proiect care va fi, Cleja va fi și în toate localitățile din țară. Iar ca și așezare, tu trebuie să găsești un teren liber unde să poți, pentru că terenul este foarte mare. Noi, din păcate, în Comuna Cleja, nu prea avem terenuri disponibile unde să poți să pui un teren de sport. De asemenea, se cere ca nivelul, terenul trebuie să fie drept, maxim 2% sau 3% maxim panta. Deci ei nu investesc, CNI-ul sau statul nu investește în terenul de sport făcute pe dealuri, pe coplauri, că acolo ai tu terenul, știți? Și trebuie să îndeplinești și condiții. Eu am considerat că terenul ăla este liber și putem acolo. În altă parte, chiar nu aveam munte, nu aveam. Am vrut să facem terenul de sport aici, am în curtea școlii. Dar pentru că îți impune să ai 3000 de metri pătrați, în care, deci trebuie să ai acces pompiere, acces în toate părțile. Și trebuie să îndeplinești și condiții. Și din cauza asta l-am făcut aici. Aici am vrut, terenul de sport l-am împins cât am putut spre școală, am vrut să dărâmăm clădirile alea două care este școala asta de ucenici și magazia respectivă, dar nu ne-am căpat terenul, pur și simplu. Ne-am gândit și jos aici unde am făcut părculețul ăla. E zonă inundabilă, e zonă, cum să spun eu, deci nu îndeplinim condiții, că așa este, ar fi fost mai bine să fie în centru aici, mi-ar fi plăcut, dar
nu avem teren. Și nici, pur și simplu, totul e ocupat. Acum orice lucrare face unde are terenul. Și acum avem mașini, toată lumea se duce și pe la intrare în sat, pe la șire. Nu ne-am dus pe un câmp undeva, nu ne-am dus pe câmp. Mai vine, devine mai ușor la cei din Valea Mică, practic, e o distanță. O să fie pentru toată lumea acum, nu mai este o problemă, când vrei să joci fotbal, nu mai e o problemă să... Taxiul există, taxiul la mine, în comună și azi. Așa, terenul ăla era liber, acolo era fotbal. Păi de asta, terenul a fost liber și acum am găsit, efectiv, n-am găsit în altă... Mai puteam să facem pe terenul mare de sport, acolo unde e terenul ăla de handbal. Dar... Am zis că e lângă stradă, e mai bine acolo, știți, așa a fost... Avem și parcare. Da, o să fie parcare, o să fie o chestie amenajată. Am înțeles că este necesară demolarea toaletelor acolo. Așa este, pentru că acolo îți trebuie, te obligă ca la 10 metri să fie de spațiu de clădire, să ai un spațiu liber pentru pompieri. Ne încurcă un pic toaletele, dar oricum noi așteptăm canalizarea. Așteptăm și între timp vrem să intrăm și cu școala numărul 2 în reabilitare. Și atunci normativele din ziua de astăzi ne obligă ca toaletele să fie în cadrul școlii. Așa este, dar nu puteți demola o clădire până ce nu... Dar nici nu demolăm, până nu avem aprobare și nu fac ei, noi nu facem nimic acolo așa, în situația în care ni se va aproba proiectul, că nu putem rata un proiect de 1 milion și ceva de euro, pentru că avem niște toalete acolo. Și atunci, când o să fie aprobat, că noi putem dărâma, ca să spunem, dăm toaletele deasupra jos și fosa rămâne. Și mult mai încolo cumpărăm niște toalete provizorii și am rezolvat problema, că oricum școala de la Buda neapărat trebuie să intre în reabilitare. Anul ăsta căutăm, de fapt avem soluții și vrem ca să accesăm proiect pentru școala numărul 1. Nu știu dacă putem tot pe același aceeași linie de finanțare să facem și școala numărul 2, dar trebuie să găsim și pentru școala 2. Sperăm că în următorul timp să rezolvăm și școala. Că acolo vreau să vă spun că școala numărul 2, tavanele sunt căzute, lemnul putre, suntem într-o situație, dar nu avem, costurile sunt foarte mari ca să facem din bani proprii. Și atunci așteptăm linii de finanțare unde găsim. Și eu zic că vom rezolva. Da, trebuie luat în considerare prima oară școala de la Buda, acolo sunt problemele cele mai mari. De la Cleșa? Știi ce se întâmplă? Problema este că noi, pentru linii de finanțare, când căutăm, vrem și unde să fie valoarea mai mare. Și școala din Cleșa necesită o valoare mai mare pentru reabilitare. Nu te duci undeva la o clădire mai... Dar, încă o dată, facem și școala numărul 2. Așa este, domn primar, dar trebuie să facem diferența între școala 1 și școala 2. Școala 2 necesită cele mai mari reparații la momentul actual. Așa este. Deci, încă o dată, aceste două școli trebuie reabilitate. Vom găsi soluții să le facem pe amândouă. Dar pentru că obținem fonduri nerambursabile, mergem întâi unde e suma mare. Asta o facem și din banii noștri, dacă vedem că nu le... Deci, totdeauna am un plan de rezervă. Mergem pe finanțare, iar în situația în care nu avem finanțare, facem din banii noștri. Dar întâi vreau să elimin orice, cum să spun eu, situație în care nu poți, pur și simplu, nu mai poți. De exemplu, trecem pe gaz, trecem pe drumuri, trecem, dar toate întâi obținem finanțare și dacă nu, după aceea facem pe banii noștri. Mai sunt întrebări? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiție, construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară și farmacie în comuna Cleșa, județul Bacău, după finalizarea lucrărilor de execuție. Inițiator primar, Cristof. Știți că la fiecare investiție realizată trebuie introdusă în domeniul public. Dacă, de exemplu, avem acum, aprobăm finalizarea și aprobăm recepția finală, cum se spune, s-au făcut și introducerea în domeniul public, după care să putem să scoatem la licitație ca să închiriem aceste spații. Deci,
practic este o formalitate pe care trebuie să o aprob, să o fac. Vă rog, domnule. Eu vreau să-l întreb pe domnul primar. Sunt foarte mulți cetățeni din comună care umblau la doamna Constantinescu, la doamna stomatolog. Sunt foarte mulți care nu-și permit a merge la stomatologie la Bacău și toată lumea întreabă, domnule, da, dispensarul este deschis, dar de ce nu deschide și stomatologia? Vă rog frumos să le spuneți. Da. Cam în cât timp sosește doamna doctor, se știe lumea ce deci, se fac. Ca să vă spună, dispensarul medical este de utilitate publică, putem spune. Deci dispensarul. La fel și stomatologia. Deci asigurați-mă. Dar legea prevede că unde, ce pot să fac, ce nu pot să fac. Până nu am introdus în domeniul public, nu putem să scoatem la licitații. Eu v-am înțeles, am cerut o dată. Păi data asta să se maxim 2 luni. Trebuie procedurile. Deci acum trebuie să vină un evaluator să ne stabilească unde să scoatem, care e valoarea și un preț al licitației. Noi nu putem stabili noi. Vin specialiștii care ne spun cu cât să scoatem acest dispensar la licitație. Noi știm că sunt proceduri de urmă, dar două luni, să ne spuneți... Două luni, sigur că da. Au mai fost aici ca să continui un pic din ea, ca să... Că pentru mine contează. Sigur, sunt probleme la orice construcție nouă făcută, vezi că mai intră pe lângă un geam, mai intră umezeală, dar lucrurile astea se fac. Construcția a fost făcută, ba iarna, ba... Și ce să nu spunem, că lucruri sunt tot din și acasă, dacă facem până reușim să, să eliminăm toate problemele mici, un pic durează. Și aici, la dispensar, au fost, într-adevăr, o să le eliminăm ușor tot ce este în neregulă, neconform, nu se facem, dar asta se întâmplă oriunde. În garanție și noi nicio lucrurile sunt în garanție, nu ne costă nimic. La banii care s-au investit s-au făcut multe prostii. Acum, știi ce se întâmplă, domnul consilier? Banii care s-au investit, dacă dumneavoastră îmi dați o sumă, care erau banii, cât trebuia? Adică dar unde este sus sau jos? Unde vedeți sus? Suma e corectă, suma este foarte corectă. Numai că în urma ei munca care s-a terminat nu a fost așa cum trebuie. Deci încă o dată. În cerința banilor care i-au primit. Încă o dată, să nu credeți că pe mine nu mă doare, sau pe oricine din noi aici, nu suntem pasivi, cum să spun, indiferenți de o situație. Nimeni, absolut, da, da, deci ce, noi avem un diriginte de șantier care certifică lucrările astea, iar faptul că mai sunt niște neconformități, astea se rezolvă în timp, înțelegeți? Deci am ieșit din iarna asta, în vara asta o să fie totul, adică se usucă, se face, mai dai acolo un var, dacă să ne... Dar nu, fără să plătim noi. Asta vreau să înțelegeți. Dar deocamdată dispensarul funcționează și vedeți că este o clădire destul de... Elegantă. Elegantă, destul de, cum să spun eu, frumoasă și utilă, ca să spun. Așa. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Comunei Cleja, județul Bacău, pentru anul 2020. Inițiator primar Petru Iștău. Pentru prezentarea acestor date, uitați, doamna, putem să trecem sau cum, dacă puteți să dați întrebări, dacă nu, să vă prezentăm în mare. Da, domnul, vă rog, domnul. Mi-a atras atenția acest proiect. Mi-a atras atenția acest proiect și de-aia am și vrut ca să vină doamna Mihaela David. Proiectul ăsta este muncit. Și am vrut să o felicit personal. De asta am și chemat-o. A făcut niște... Deci acum înțelege... De menționat, dacă îmi dați voie, să știți că se lucrează în echipă și doamna Petea Irina a muncit la acest proiect și eu am muncit la acest proiect și doamna Mihaela a muncit la proiect. Deci noi facem o echipă. Fiind titulara pe parte financiară contabilă, l-a semnat dumneavoastră. Dar este muncit, să știți, inclusiv și cei de la și doamna de la caserie a muncit. Deci se muncește în echipă. Deci, într-adevăr, este un... Am vrut să vă... Sunt niște anexe foarte bine. Da, am vrut să arătăm și să detaliem cu totul. Da? Toate
toate astea vor fi publicate, orice întrebare se răspunde. Cum să vă spun eu? Dacă ne uităm un pic în urmă, pretențiile nu erau atât de mari în ceea ce privește transparența. Dar dacă noi vedem că se cere transparență, asigurăm transparența, adică nu avem nimic de ascuns. Sigur că, practic, trebuie să ne, cum să spun eu, să ne adaptăm condițiilor care se cer. Și eu sunt de acord cu chestiile astea, deci nu cu problemele astea. Adică nici niciodată n-am să spun că dacă dumneavoastră cereți o problemă care vă interesează, sunt împotrivă de a scoate la lumină toate lucrurile care... Nu avem nimic de ascuns, pur și simplu venim ca să facem ceva în comuna noastră. Mai sunt... Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău. Inițiator primar pe Cleja. Da, dacă se dorește să descriem, nu am citit acolo, eu sunt introduse podurile, terenurile, deci... Deci toate lucrurile care s-au făcut s-au introdus în domeniul public, e o chestie... O să mai venim, dacă îmi dați voie, să completez. O să mai venim cu o hotărâre Consiliul Local privind modificarea și actualizarea domeniului public, deoarece proiectul care este depus pe CNI, modernizarea drumului Sătești, a fost luat în evaluare, este în zona, în perioada de evaluare, și ne-au solicitat actualizarea domeniului public, în sensul că trebuie să scriem strada, nu drumul. La noi toate drumurile erau întabulate, drum comunal, drum vicinal. Și acum ne-au precizat clar că extrațiile de carte funciară trebuie să prevadă exact strada și lungimea. Acum se lucrează încă și acum s-au dus colegii noștri pe teren să măsoare niște străzi, se lucrează la actualizarea domeniului public, exact așa cum este la ora acum. Cei care au făcut administratul domnul Joca și Valiu știu că înainte toate drumurile se introduceau în domeniul public, spunând drum comunal, drum vicinal, de la strada. Erau niște corne. Ei, acum noi avem nomenclatorul strada, în care spune strada, cornățel, strada. Deci el trebuie să fie strada, cornățel și nu drum comunal. Deci cam astea sunt și trebuie prevăzute lățimea, lungimea, suprafața, pentru că practic cu asta te duci la... Ei vor să vadă ceea ce vor să vrem să facă. Și dacă mai îmi dați voie, aș vrea să mai fac o precizare la dispensar, închirierea cabinetelor. Aici avem două abordări. Cabinetul stomatologic și farmacia sunt activități economice la care trebuie să adoptăm o procedură. Cabinetele medicale individuale, ele sunt cu drept de preemțiune și adoptăm o altă procedură. Deci de aceea vă spun că va dura un pic farmacia și cu cabinetul stomatologic. Eu aveam o întrebare către doamna oficina. Vorbiți de acele drumuri de pământ, urmează să fie, aveți proiect pentru modernizarea lor? Da, este depus un proiect. Pentru balastrat, pentru asfaltat? Pentru asfaltare. Da, se vor crea și rigole ca să nu se mai întâmple... Da. Aici okay. Pot să specific. Deci avem, la ora actuală, avem toate drumurile. Am avut un drum pe PNDL. PNDP, Programul Național de Dezvoltare Locală. N-am luat punctaj. Acum am făcut un proiect, pentru că a fost în mandatul trecut, a fost un program unde puteam să depunem proiecte până la 100 de miliarde. N-au încă putut toate drumurile. Deci, majoritatea sunt toate. Acum, facem încă un proiect în care am pus toate străduțele din comună. Deci, inclusiv, să spunem, la Sfântul Marcu. Da, spune domnul Ovoriș. Vă rog, domnule, dacă puteți să prindeți în aceste, așa, și la cimitir, aici sus, când plouă, nu poți să te uiți de la poartă și până la capelă, nu poți să mergi ca jos. Asta o facem noi. Să vă spun de ce. Pentru că condițiile impuse acum de Compania Națională de Investiții
sunt ca toate drumurile care sunt făcute și care mergem la finanțare să fie intravilane. Deci, dar fiind bucățica aia de drum, eu chiar mă gândeam, exact, ulterior, după aprobarea bugetului, am putea să facem acolo 6 pavă în practic. Da. Un 4x4, 4 metri, că intră mașina și face pavaj de la bisericuța aia până la ieșire. Cum am făcut atâtea putem să facem, asta putem face fără proiect. Da, sunt întrebări? Ahmed. Vă rog, doamna. Mi-ar plăcea să ne gândim și îi spun și doamnei Șuștac că probabil o să lucreze la buget, să se gândească foarte bine la lucrul acesta, pentru că proiectul de drumuri, Rigole, Tocențean, va fi unul de durată. Și aș vrea să stipuleze în buget alocarea de niște sume pentru piatră concasată pentru Comuna Cleja, pentru noroiul care este, dacă se poate face chestia asta. Adică undeva, să zicem, 50 de mașini de piatră concasată. Știu că s-a încercat un pic repararea drumurilor cu pietriș din Pârău, de unde a fost cu mână. E un pic tras de păr și lumea este nemulțumită și credeți-ne că chiar dacă suntem aici și ne vedem o dată pe lună, să știți că și dumneavoastră și noi suntem uneori trași de mânecă. Da. Și ni se spune, vă v-ați dus acolo degeaba și suntem în aceeași oală, să știți. Aș vrea să fac niște precizări. Următorul buget care va fi, vom prinde, costă 10.000 sau 12.000 de euro un autogreder. Autogreder care se montează pe bulul de excavatorul nostru. Ce se întâmplă? Orice drum ai face și orice ai pune, dacă nu faci rigole și dacă n-ai o pantă de cădere a apei, imediat ai prima ploaie, îți ia balastul. Deci vreau ca în momentul când să ne apucăm de balastare, venim și cu un compactor. Adică ce se întâmplă? Faci treabă sănătoasă, rezistă. Deci obligăm, facem obligatoriu cu un autocreder ca să-i dai o pantă de scurgere. Dând o pantă de scurgere, drumul rezistă. Drumurile sunt toate praf din cauza alimentării cu gaz, deci rețele de gaz. Sigur, ei s-au compactat, dar acum cu atâta ploaie, până intre la 90 de centimetri, ca să spun așa, s-a făcut, n-ai încotro, și când a fost canalizare, și orice apă, și gaz, și când se aduce, în primul an așa se întâmplă. Am încercat și am căutat să reparăm niște drumuri în iarna asta. Mai rău am făcut. Exact. Am făcut, mai am căutat. Trebuie să înțeleagă oamenii că în momentul când vor face o lucrare, o investiție, suportăm un an până rezolvăm problema. Vă spun, când va veni canalizarea, nu vă dați seama ce lucrări sunt aceste canalizări. Deci ne va crea un disconfort, ne vor înjura toți. Mulți au, vă spun că e jale, pentru că noi suntem, în principiu, toată lumea așteaptă, vai de mine, mi-ai pus pământ în fața porții. Dar altfel n-ai cum să faci lucrările. Dar în timp lumea va veni, o să vadă că beneficiile sunt destul de mari. Da, domnul Omar. Mai întâmplă un fenomen și asta se întâmplă de ani de zile. Și trebuie spuse lucrurile pe lume. Apropo de noroi. Cei care exploatează pădurea vin cu camioanele, nu curăță cauciucurile și se întinde noroiul de la intrare, dar asta se întâmplă de ani de zile, de la intrare în Cleja, până aproape un kilometru jumate nu se mai vede asfaltul sub 10 cm de noroi. Și asta e o problemă gravă. Și la fel, aceeași problemă, și asta ține și de oameni, este faptul că nu-și curăță la tractoare grosier, cel puțin, noroiul de pe cauciucurile alea mari și la fel aduc noroi pe partea carosabilă. Tot în situația asta ar trebui cumpărat de către primăria achiziționată și un echipament pentru curăța drumurile, pentru că se vede că practic partea carosabilă este numai 4 metri din toată suprafața din cauza că marginile sunt necurățate, mai bine de 1,5 metri din laterale. Acolo se adună și praful și pietrișul care se aruncă pe timpul iernii pentru aderență, plus noroiul, v-am zis încă o dată, noroiul care se cară masiv. Ăla intră în plămâni, intră pe casele oamenilor, pe haine și așa mai departe. Toată partea carosabilă este acoperită de noroi. Și de asta, aici trebuie să lucrăm și la capitolul ăsta, neapărat. Da. Aș vrea să fac următorul comentariu. Dacă cumpărăm acum autogrederul,
Vreau să mergem tot pe fiecare drum, marginea fiecărui drum și să curățim un pic ca apa când, să nu rămână pe drum. El să curgă în rigole. Practic, de anul, din cauza asta, drumul trebuie să aibă această pantă. Vom face. Ce se întâmplă? Omul, dacă curăță șansul, pune tot pe margine. Ei, nici nu poți să te iei de fiecare în parte. Dar noi vom merge cu autogrederul și facem pietre. Ușor, ușor vom face și piste de biciclete. Vom face și trotuar. Luăm în ordinea priorităților și nevoilor noastre. Adică prioritizăm toată situația. Legat de păduri, am făcut podul care, podul de la ieșire din sat. Am, acum chiar astăzi și astăzi se lucrează ca să balastăm drumul ăla din părău și scoatem ca să nu mai vină prin, să treacă părău în capăt, acolo pe unde se duci, te duci pe trei cruci. Să treacă și dacă facem drumul ăsta, sigur că nu știu cum ar trebui să facem, acolo nu mă pricep. Ori ar trebui să omul să spere mașina, într-adevăr, să impunem niște reguli. Sunt de acord cu ce spune domnul Adrian, mai e o problemă. La Dodana acolo, tot ăștia care este, am înțeles că e vorba de Salca, vorba de cei care sunt în deal acolo, leagă agață de tractoare tot felul de gutare și coboară când e noroiul cât e de mare și coboară și omoară drumurile. Nu știu, haideți să stabilim dacă dumneavoastră spune să dăm amenzi, dăm amenzi. Dacă să nu mai intre. Deci noi lucrăm și din spate ne se strică. Deci, în prima fază se pot pune camere de supraveghere în zonă. Bun, ce facem mai departe? Deci este procedura de până la amendă, până la urmă. Să ajung și la asta. Am o rugăminte. Deci vorbește o persoană să ne înțelegem, că așa vorbim toți. Da, haideți. Referitor la ce spune Adrian, într-adevăr, uite, astă vară a plouat, au ieșit constructorii de la mine de la casă, au oprit poliția, s-a întors, 6 milioane amendă. Așa. Deci eu cred că trebuie făcut o notă și către ei. Pentru că există în codul rutier, nu ai voie să intri pe drumurile publice, murdar. Deci trebuie atras atenția, presupun aici, și postul de poliție, cu sindicatorul, informat cetățean, domnule, nu ai voie să intri și nu există altă soluție. Dacă ei nu e interesat. Deci, poliția nu e interesat. Că ai apă, cu ce să speri, că n-ai cu ce să speri. Nu, domnule, nu ai cum să intri. Cred că ar trebui să începem inclusiv din cadrul primăriei cu angajații, pentru că acele utilaje care circulă prin sat de prea multe ori duc cu ele tot noroiul de unde au lucrări. Și mi s-a adus la cunoștință de foarte multe ori, inclusiv săptămâna trecută când s-a lucrat aici în vecini, tot noroiul era pe stradă în centrul satului. Deci dacă noi nu dăm exemplu de cum ar trebui să se întâmple, nu putem avea pretenții de la ceilalți. Domnul Andrei Gorod. În acest sens am o propunere. Știu că sunt niște ferii rotative ca ce tocmai ați zis. Da, pe un buldo putem să vedem un preț. Buldo era prevăzut cu așa. Putem să vedem că se cumpără pe aia. Nu, Buda este dotat și cu o cisternă, cu apă și așa mai departe. Acum, eu cum mai spun un lucru, am cumpărat acum, avem și pentru a face, a tăia iarba pe tocătorul vegetal. Cum să vă spun, sigur, vom lua satul cap-coadă și vom începe să facem rigolile ca lumea și malurile, ca să poți sări cu tocătorul, trebuie să ai uniformitate și să ai aceeași structură. Vom lucra la chestia asta. Va trebui să gândim ceea ce spuneți, nu ne ajunge un singur utilaj, vă spun, de dimineață și dacă am fi și noaptea, tot nu ne-ar ajunge acest utilaj să trebuie terminăm toată treaba, cât avem atâta treaba, avem zi de zi, utilajul de dimineață până la ora 4 lucrează. Că mai sunt niște, un pic, se poate și mai mult, e bine, adică știu și lucrul ăsta, dar în principiu avem treabă de nu facem față. Deci o să gândim următorul, poate un tractor, poate o chestie care să ne ajute, pentru că nu facem față cu un singur utilaj. Da, spune domnul Mărcuș. Este vorba, dacă e să o luăm așa, până la urmă e vorba și de un utilaj special pentru acest lucru. Dacă nu se poate folosi, să zicem, este ocupat bolul de excavator și nu sunt scumpe. Deci echipamentele nu sunt scumpe pentru curățat drumul. Și dacă se organizează în primărie, băi,
Deci se face organizat, odată pe săptămână face treaba aia, sau iese camionul primăriei, da, de noroi, vine pe stradă, imediat se trimite mașina securiță după el, pentru că noroiul ăla se împrăștie. Da, și eu am făcut și eu lucrul ăsta, am atras atenția, am măturat imediat după aia, dar s-a întâmplat. A fost o dată. Nu, dar acum dacă zice dumneavoastră să cumpărăm un utilaj special, sunt ieftine. Dați-mi un exemplu la ce putem, pentru că eu am zis așa, că cumpărăm un utilaj să fie multifuncțional. Pentru că sunt perioade. De exemplu, trebuie să tai de 3 ori iarba pe an. Să spunem de toată această dumneavoastră. Vreți să faceți un utilaj care funcționează făcând mai multe lucruri. Exact, e, așa vreau. Tocmai aici este o problemă, pentru că mereu se apelează la utilajul respectiv. Pentru săpat acolo, pentru cărat, nu știu ce. Și atunci nu se poate să facă treaba asta. Deci un utilaj special pentru acest, pentru curățat drumul, undeva la 3-4 mii de euro, mie mi se pare extraordinar de puțin pentru o primărie. Și utilajul respectiv cu o persoană din primărie se poate să se ducă înainte și apoi să curățe efectiv drumul. Pentru că cei de la social, am văzut și nu odată s-a făcut treaba asta în fiecare an, cei de la social săraci după nivelul lor curăță pe margine. Dar e un fel de nimica ce au făcut ei. Utilajul de la o parte curăță și partea care să poate fi folosită pentru suprafața ei. Domnul viceprimar, vă rog. Da, vreau să-i răspund domnitoare Cefanie în legătură cu utilajele noastre. Da, așa este, într-adevăr, s-a făcut noroi, dar a fost inevitabil, pentru că noi parcarea acolo pregătim pentru utilajele noastre. Fiind noroi acolo, a trebuit să aducem balastru, piatră, deci s-a curățat după, nu e că nu dăm nu un exemplu. Nu este singurul caz, să știți, da? Nu este singurul caz, dar e... Deci când sunteți dumneavoastră, poate e singurul, dar în trecut au mai fost și alte momente. Domnul Domnule, 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 adică se poate lua un tractor eventual, care se poate să curețe șanțurile odată la lună. Același tractor se folosi și la curățat drum, adică nu putem să cumpărăm chiar pe fiecare lucrare, da, dar da, pot fi lucrări care nu depind una de alta, de asta, la asta mă refer. Eu aș vrea să deviez puțin subiectul. Și ați pomenit că ați dorit să pavați drumul, aleea de la cimitir. Da, da. Eu aș da o sugestie și anume, cred că sunt niște fonduri pe patrimoniu, dacă nu mă înșel, și sincer mi-ar plăcea ca în viitor să facem un gard la cimitir, pentru că eu consider că ar da foarte bine și foarte frumos lucrul ăsta. Acum arată într-un fel, nu foarte ok, e și sus pe deal, se și observă frumos. Capela am văzut că e renovată și dă o notă frumoasă. Mi-ar plăcea să văd și un gard în jurul cimitirului și o alee pavată, cum spuneți dumneavoastră. Ar fi de bun augur. Și cred că se pot accesa niște fonduri, mi se pare, pe partea de patrimoniu. Nu sunt sigur, dar v-am adus la cunoștință ca să stipulăm. Este culte religioase, pe asociații, pe... Și vom identifica linii de finanțare, invităm parohia, o să invităm reprezentanții parohiei să depunem un proiect în asociere. Dacă vom găsi linii de finanțare, sigur că facem, dar dacă e vorbim de gardă, dacă mergem pe partea de ale, aproape că nu se merită, pentru că practic e 120 de mii de lei. Și mi-ar plăcea să alocăm și suma care cred eu că nu este foarte mare pentru iluminatul ambiental. Adică iluminarea obiectivelor culturale ale noastre. Bisericile, știu eu. Iluminatul ornamental. Ornamental. Le avem pise de anul trecut. De acum 3 ani. De acum 3 ani sunt pise. Dar cum să spun eu, avem atât de multe încât nu facem față, știi? Dar ne-ați deschis, dacă doriți, imediat reluăm și vedem cum putem. Să apară bugetul acum, știi? Da, eu acum vreau să-l completez cu George. Știu că a fost discuții și în campanie și după, cu un monument la Trei Cruci, acum că a zis de iluminatul ornamental, acolo cred că am putea să facem, să facă un proiect de hotărâre care... Da, trebuie pus în valoare acea zonă și cred că nu costă foarte mult. Niște lări, Da, și crucele refăcute, făcute. Să dea astea solare. Da, solare, eu cred că se poate. Ele se leagă pentru că dacă vine compactorul, se face drumul până acolo. Se renovează crucile. A, unde ziceți? La Trei Cruci. Da, am înțeles. Da. Nu, acolo problema este că ne-am gândit singur. Unde alimentez cu energie? Poate de la tot. Un kilometru jumate de cablu îngropat, nu-i problemă.
Sau de la cum găsiți ceva afară? Și trei iluminate stâncile pentru că sunt unice în Moldova. Bun, dar dacă doriți... Sunt cu poveste. Bun, dar dacă doriți chestia asta, haideți să facem și niște cruci de alea luminate cu... S-a zbicat de la european. Acolo trebuie să... Într-adevăr, m-am interesat pentru că noi am vrut să fac lucrul ăsta. Într-adevăr, este al nostru, pentru că imediat vis-a-vis ia boierul, ca să spun, la bază ia boierul. Dar coama aceea de-al este, o să trebuia să introducem în domeniu public și cu autorizație construcție și facem un exemplu. Da, da. Mulțumim că domnul Ghețe, mă rog. Mai am o problemă care vreau să vă aduc acum. Nu o problemă, e... Aș dori să aducem cumva apă sărată mai aproape de drum, dacă sunteți de acord. Adică nu ar fi costuri foarte mari. Cred că asta trebuie discutat la diverse. Sunt multe lucruri. Deja am urmărit. Da, e foarte mare. Nu cred că ar fi o problemă, deci costurile n-ar fi foarte mari. Săpătură, conductă, niște bazine. Și un bazin acolo, putem face un bazin ca toți care doresc să ia apă să ne... Vreau să întreb cu proprietate. Dar v-ați gândit că proprietatea nu este pe raza Comunei Cleja, ci este pe raza Comunei Faraoan? La acest lucru v-ați gândit? Se poate discuta cu doamna primar de la Faraoan. A doua problemă care vreau eu să ridic, așa cum ați discutat de cimitirul central de aici de la Cleja, tot la fel aceeași problemă se poate face și la Buda, și la Somoșca. Adică dacă facem nu aici, să facem peste tot. Și la Valea Mică, sigur. La Buda este în discuție construirea unei capele mortoare care este foarte necesară. Dom'le, capela e capelă și într-adevăr e nevoie de treaba asta. Domnul s-a vorbit de multe investiții pentru viitorul apropiat. Aș mai veni cu o precizare. Dumneavoastră a zis de o alee pietonală. Cred că ar fi foarte bună o alee pietonală să punem în discuție și în lucru cât de repede se poate, datorită faptului că circulația la noi a devenit foarte puternică, foarte mare și sunt accidente. Atunci a fost un accident, săptămâna trecută o femeie a fost lovită pe lângă stradă, sau nu știu exact cum a fost. Da, și plus că e o problemă. Avem câțiva șoferi, eu nu dau nume, și care conduc foarte, foarte, cu viteză foarte mare. Ar trebui să găsim o metodă de a putea limita aceste persoane la o viteză mai normală. Mai normală. Haideți să trecem la vot. Nu, este important vot care l-am auzit în ultimul. Cine este pentru data și de viața noastră? Împotriva? Abțineri? Acum ajungem la diverse, aici putem să vorbim. Continuați, vă rog, domnul. Domnul primar, am avut discuții cu dânsul în perioada trecută și zicea că vrea să facă o alee pietonală și este un lucru foarte bun. Știu că e cam grăbită faza cumva, acum că avem canalizare, alte drumuri. Dar totuși zic că dacă s-ar putea face ceva mai repede, ar fi foarte ok. Chiar din varianta de școală. Persoane care circulă pe jos nu au practic pe unde să meargă și ies pe carosabil. Sunt niște tineri care conduc foarte, foarte repede cu, merg foarte repede cu mașinile și viața acestor persoane care circulă pe drumurile publice este pusă în pericol. Dar e vorba cumva de taximetriști sau... Nu, și taximetriști și conducători auto. Unele persoane, chiar am avut o cază de mai multe ori, taie curbele, viteză foarte mare cu mâna pe telefon, deci practic sunt inconștienți. Și aceste persoane depun nouă și copiilor viața în pericol. Că și practic știți, și șoferul are dreptate când are asfaltul lui și pietonul are dreptate că nu poate meargă în șanț sau în uroi. Și atunci dacă ar fi o alee pietonală, cât de mică ar fi, aceste persoane ar putea să circule mai civilizat prin comună. Mulțumesc! Sunt de acord cu dumneavoastră, notăm și căutăm un proiectant
domnul Gerțe, vă rog. Chiar dacă se poate face și din, din pavele, că e mai ieftin. Da, 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 din pavele, cum ați făcut la mare, un lucru foarte frumos. Când revii cu canalizare, cu ceva, poți să le ridici, până la adică pavele, asta e avantajul la pavele, știi? Da, asupra subiectului ăsta intervenisem eu acum vreo 2 ani de zile și venisem cu o propunere. Adică niște limitatoare de viteză, mai ales în zona școlilor, zona primăriei, în zona magazinului, nu știu. Sunt polițaia culcați, așa se numesc ei în termen. Cocoașele. Dacă permiteți, eu am un proiect pe permiteți, vă rog. Aș vrea să vă arăt, să vă arăt ceva. Aceasta este o poză de pe Google Maps. La intersecția drumului județean cu drumul comunal, la drumul cu Somușca, este indicatorul stop. Și aș dori, dacă se poate, să cumpărăm un indicator, pentru că noi nu facem nicio schimbare de indicator rutier sau aducem îmbunătățiri. Să punem indicatorul, deci îl vedeți. Adică e undeva, el este dispărut de fapt și de drept de vreo 10 ani de zile. Da. Să-l punem înapoi. Domnul Bord, așa în curte, mai este acolo? Nu, el își pierde, are un termen de valabilitate. Și aș vrea să punem stopul ăsta acolo, pentru că ar da foarte bine. Pentru că din punct de vedere legal, dacă noi nu punem stopul aici, drumul județean, drumul cu prioritate, se află de la primărie către Somușca. Dacă am pune stopul ăsta, care ei l-au prevăzut înainte de Revoluție, îi obligă pe cei care vin de la Somușca să aibă stopul. Toată lumea oprește acolo, de fapt și de drept. Toată lumea știe că acolo a fost odată stop. Haideți să punem stopul ăsta și noi nu aducem nicio îmbunătățire. Așa era. Avem dovadă. Poftim? Este drum județean. Este drum județean. Avem daun, dar până la urmă lucram cu primăria de la o țeavă și o... Da, am făcut, dar și ce... Deci avem dovada că acest stop există în baza de date a poliției rutiere. Deci avem sunt foarte multe indicatoare distruse sau lipsă. Cucedează, mai ales cucedează și sunt foarte grave și cu stop. Acum în toate intersecțiile. Acum intersecție cu foarte multe interpretări în caz de un accident. Tocmai de asta. Și mai sunt încă două la fel de grave și trebuie neapărat indicatoare. Deci eu vă pun la dispoziție, dacă nu o găsiți cu Google Maps, o găsiți și dumneavoastră și găsiți. Domnul Andrei, vă rog. Referitor la pavajul din cimitirul de la Cleja, același lucru aș dori să se întâmple și la Buda, pentru că și acolo este aceeași problemă. Cum intri, pe oriunde intri, treci prin pământ, prin noroi, e foarte... Ar trebui cumva, nu știu, vorbiți și cu preotul și cu, adică cu parohia, făcute niște alei, o alee principală, să se știe că e alee principală, să se intre printr-un singur sens sau oriunde, pentru că și acolo este dezastru. Au fost zilele trecute, bine, acum după ploaie, chiar nu poți să intri în cimitir. Te mai dus aprinzi o lumânare. Tot nu-i scumpă, nici acolo eu zic că ar merge făcut treaba. Și eu de asta zic, dacă facem un proiect sau vrem să facem, hai să facem pentru toate cimitirele. Să vedem și la Valea Mică ce necesită. Dacă facem un trotuar mic de, nu știu, 2 metri jumate, 3 metri pe mijloc sau ceva de genul ăsta. Dar Valea Mică este drumul care este special. Da, și drumul trebuie făcut acolo, dar zic în cimitir, dacă tot ne gândim. Dacă îmi permiteți, la noi, la Buda, practic, este în plan să facă capela mortoară care o să fie pusă, este pusă în discuție publică la ora 2 și presupun că o simte pe linie dreaptă că depurăm. Eu cred că când se va face capela, pe urmă se poate amenaja și o alee, cum zice domnul. Da, dar eu de capelă ca și consilier am auzit doar pe Facebook, adică nu am făcut nimic noi ca și consilier. Dar avem buget, nu putem. Păi tocmai, nu avem buget, eu deocamdată vorbim buget de intenții. Doar intenții pentru viitor, ca să avem... Da, lucrurile astea le putem face... Eu aș putea să vă... aici să vă... un pic să vorbesc despre capelă. Eu știu problema, așteptăm bugetul ca să venim în fața dumneavoastră și să ne aprobați. Ce se vrea acolo așa de fapt? Părintele ce vrea? Ca până la ieșirea din pământ, pentru că se va face un subsol. Acolo, biserica va avea un subsol pentru că e și așa în pantă și de desubt va fi un subsol unde se fac niște morminte acolo așa. Și fiecare cetățean care dorește poate să cumpere un loc de veci acolo așa. Sub biserica, sub capelă. Sub capelă. Deci, și se vrea ca cei care vor participa cu bani și să facă aceste locuri de veci, să plătească până la ieșire la suprafață. Foarte bun idee. Și se face contract, se va face un contract, un titlu, adică nu întâmplător, nu o să fie cineva ca să fie
care sunt cu relații, ca să spun, cei care plătesc fac chestia asta acolo. Adică acele persoane o să fie proprietar pe acel spațiu care o să-l plătească. Exact. Vor fi, fiecare spațiu va avea în jur de 9 locuri sau 6 locuri sau o chestie genul ăsta. Da, da. Deci se fac etajat, supraetajat se fac. Domnul Alexo, vă rog. Mie mi-ar plăcea, dacă tot veni vorba de capelă, mie mi-ar plăcea să adoptăm... Am un prieten care întâmplător a lucrat ca paroh, cred că, la Vatican și pentru o colaborare la în comuna Bijghir s-au alocat de către primărie acele frigidere, dacă știți despre ce vorbesc, pentru cei decedați, ca să nu zic. Și cred că ar trebui să le cumpărăm. Eu zic, dacă tot veni vorba de capere, deci dacă uitați acolo pe Facebook, nu m-am uitat. Pe Facebook este, se specifică faptul că o să fie și practic niște încăperi frigorifice pentru aceste persoane care o să decedați. Deci este prevăzut. Ceea ce vrea să punctez, dacă tot se vorbește de capelă, să se facă o evaluare și un preț, ca și noi, cetățenii și primăria, să știm aproximativ că... Păi toată lumea, cu siguranță, o să ajungem la banca asta. Să știți, toată lumea vrea să facem, dar o să vedem ce cu ce e. Poftim? Domnul Francis, vă rog. Dacă tot discutăm numai de partea asta, discutăm și de camera mortoară de la Cleja. Și aș vrea să reamintesc, domnul primar a venit cu propunerea cu ca să primăm în patrimoniu căminul ăla cultural, să se pună la punct un pic, să nu știu ce, să-i dea la altă formă. Ar trebui ca să... Da. Să, preotul este de acord. S-a discutat cu el. Ce vreau să vă spun. După ce se termină să doteze, da, ar trebui lămurit domnul părintele ăsta al nostru, că nu vrea deloc să ne ajute. Nu vrea să ne ajute, nu vrea cameră mortoară, nu vrea... Eu am avut discuții cu părinte. S-a interpretat că noi, primăria, vrea să luăm clădirea respectivă. Și am zis, băi, mă opresc, eu nu vreau să iau nimănui nimic. Și m-am oprit. Adică nu a fost îmbrățișată ideea mea. Și atunci m-am zis, băi, da, din gură eu nu am nevoie, eu construiesc. O să construim acea sală de sport, o să mai facem un cămin în timp și dacă nu s-a dorit, nu s-a dorit. În sensul ăsta. Și partea cu ei n-a fost dorit. Mai omule, au fost mai multe, au fost eu, la un moment dat au apărut și pe Facebook, eu vreau să cumpăr, să iau clădirea. Și atunci am zis, băi... Dacă stă degeaba acolo, nu știu. Nu e treaba mea, dacă nu se vrea, nu se vrea. Am înțeles, dar așa și mai da, vreau să trecem mai spre cele vii, pentru că am niște întrebări. A spus de canalizare, care e stadiul în acest moment al proiectului? S-a făcut contractul de finanțare la București, pentru că cu canalizarea suntem la nivel de județ, adică tot județul, suntem 40 de UAT-uri, avem în jur de 400 de milioane de euro. Comuna Cleja are în jur de 6 milioane de euro, unde avem 27 de kilometri de canalizare, 6 kilometri de apă. Urmează licitația, dacă finanțarea există, n-aș putea să spun exact, că n-am fost la ședință acum recent să văd în ce fază sunt, probabil că am tot așteptat cu guvernul ăsta să se stabilizeze, să poți să ai cu cine vorbi. Dar ceea ce știu este că banii s-au alocat, s-a făcut licitația, o să avem canalizare, dar nu știu dacă anul ăsta sau anul viitor. Mai s-a luat lemnul de pe grădiniță și am auzit comentarii, mi s-a adus și, mie întrebarea. Ce s-a întâmplat cu acel lemn, pentru că sunt tot felul de persoane care poate ar avea nevoie de ajutor în acest sens. Eram curioasă ce s-a întâmplat cu lemnul efectiv. Știți cum, aici așa este o... cum să vă spun, este o cutie a Pandorei, ca să spun așa. Tabla este depozitată, pentru că am cerut construcție, e depozitată și am zis, băi, hai să vedem, nu știu ce va face, dai la unul, dai, nu-i bine, dai la... n-ai cum să faci, să fii echitabil cu lemnul, pentru că a fost o licitație făcută, în cadrul licitației nu s-a pus problema, când am licitat, cum să vă spun eu, pentru că valoarea clădirii nu se încadra în licitație, s-a trebuit să acel lemn să scoatem el practic, acum el pune totul din nou, dar ca și
ca și material, este prins ca și cum am refolosit acel lemn. Înțelegeți? Deci, în practic, în partea de ofertare, el nu a prins lemnul că se va schimba o parte, adică în tresor. Și atunci eu nu i-am putut să-i cer, e lemnului, n-am putut să-i cer, eu vreau să-mi facă dispensar. Deci asta este. Cristina vorbește și cu Cristina. Dacă îmi dați voie să vă răspund. În proiect, este reabilitare și modernizare. La un proiect de reabilitare și modernizare nu ai prevăzut schimbarea a tot, ci refacere, înlocuire. Atâta vreme cât el trebuie să înlocuiască, eu nu pot și nu îmi dă voie legea să prevăd recuperarea. Deci, în documentația de atribuire nu a fost impus articol de recuperare, deoarece a fost modernizare și reabilitare și refolosirea, înlocuirea celor degradate. La momentul proiectării n-ai de unde să știi câte sunt de înlocuit, câte sunt bune de refolosit. De aceea nu se poate, nu s-a putut impune să ne recuperăm materialul. Ceea ce vreau să vă mai spun, numai să mai completez la subiectul cu Ștefania. Am dărâmat dispensar. Tot la fel, nu cumva să dai vreo cărămidă cuiva. Nu cumva, nu știu ce. Și dacă dai, nu-ți vine. Am dărâmat acum, băi, vino că cunoaște pe cineva care i-a mărât, că faci din capul lui, zic, băi, ai 5 copchi, vino, mă, ia cărămida de acolo. Dacă i-ai duce acasă, dacă i-ai face și clasa, dacă i-ai pune și geamurile și ușile, că mă rog de ei, bă, uite geamul ăsta, e bun, ia de acolo, nu te trebuie, domnule. Ce să faci? Eventual nu tăia bucății. Dacă îi și tai acasă. Deci vreau să vă spun că mă doare inima. Că am dat geamurile alea de jos la croșa. Erau geamuri de lemn, ce să spun, nu erau. Dar, și nu vrea nimeni. Nu vrea nimeni. Nu. Pur și simplu oamenii nu vor. Nu le trebuie. Nu știu, ce așteaptă să-i pui. Cine are, are. Cine n-are, n-are pentru că nu vrea să aibă. Ca să știți, asta este politica în... Am înțeles. Doamna Leghele, vă rog. Doar puțin, că mi-am adus aminte, doamna Șuștac a zis că nu există articol în care să fie prevăzut recuperarea. Dar eu nu țin așa minte, doamna Șuștac. Eu țin minte că la școală, la grădinița de la Buda s-a făcut proces verbal de recuperare, s-au adus aici, s-au depozitat. La dispensar? Păi sunt depozitate. Pentru că dumneavoastră mi-a zis că trebuie să facem proces verbal de recuperare. Recuperare, dar nu de lemn, care trebuie înlocuit. Iar la școală, aduceți-vă aminte, la dispensar am făcut proces verbal de recuperare și am donat tot lemnul care a fost tăiat sus la after school. La cum dispensar adică? Era clădirea noastră, nu era un proiect. Da? Aici este un proiect în care nu am acel venit de recuperare. Nu îl am. Da? Păi și de aici s-au scos caloriferele și s-au depozitat. Una este calorifer și alta este lemnul care îmi spune înlocuirea celui degradat. Am înțeles, dar a zis că nu apare ca recuperare. Nu, vorbim numai strict de lemn. Și acum este loc că am spus să recuperăm caloriferele? Ce se poate recupera? Problema noastră este în felul următor. Scrim că recuperăm și stăm cu ele într-o magazin și la urmă le dai tot la fel. Da. Nimeni nu mai pune ceva folosit. Tot dumneavoastră ați zis că trebuie casate, pentru că sunt alimentare. O să le facem, o să le casăm, o să le facem. Pe mine mă interesează în ce stadiu ne aflăm cu liceu.ro. Liceu.ro, avem o hotărâre de Consiliu pregătită, nu am adus-o acum pentru că sunt prea multe, să știți că mai avem proiecte pregătite pentru administrarea sânilor, pentru... Dar aici aș vrea să vă zic, să vă prezint o situație. Nu știu cât de mult suntem pregătiți ca să lucrăm pe ghișeu.ro. Cert este că nici la Bacău nu funcționează nicăieri, dar vă spun un lucru. Noi aprobăm această hotărâre, dar va trebui în fiecare lună să plătim către 15 milioane. Pe 15 milioane să-mi dăm, cel puțin. 15 milioane, 1500 de lei ca să vorbim cu banii ăștia, că m-am așa. Ca să vă spun de ce. Faci contract cu banca, banca îți ia un comision. Plătești, nu plătești, așa. Ai nevoie de internet. Care costă, nu costă. Cât suntem noi pregătiți ca să plătim cu ghișeul?
Dacă îmi permite să comentez. Să știți că eu n-am spus treaba asta doar că pentru că pe mine mă interesează. Pe mine chiar nu mă interesează ghișeu.ro. Sincer, vă spun acum din punct de vedere personal. Ideea este că s-au pus întrebări pe platformele de socializare și au început o întreagă conversație și o întreagă chestie de pe contrări. Și chiar așa și s-a scris, domnule, ne spune și nouă cineva. Da, domnule, astea sunt. Dacă îmi cereți mie părerea mea personală, este că noi nu ar trebui să aplicăm acest ghișeu.ro. N-ai cui. Pentru că 1500 de lei și internetul pe care îl plătim, vă trebuie o rețea sigură, vă trebuie o rețea pe fibră optică eventual, viteză și așa mai departe, nu poți să plătești 50 de lei internet. O să fie undeva la 100 și vreo 50 de lei. Și ajungem la un interes, domnule domnul primar cu precizare. Da, da. Problema mai apare aici așa, cât suntem noi, de unde încep? Orice lucru, orice noutate, la început, eu gândesc și în felul următor. Hai, dacă vrem să facem acest ghișeu, să fie aplicabil funcționat. Și să fie funcțional, la început vom plăti. Dar poate pe viitor, peste 10, 15 ani, că tot există o educație până la urmă în orice domeniu, există un început. Dacă dumneavoastră și toți împreună aici hotărăți că vrem să mergem cu ghișeu.ro, noi punem în aplicare. Nu trebuie să problem. Asumați o cheltuială de cel puțin 15.000 de lei. Nu, că vreau o completare, scurtă și punctuală. Pentru acest lucru, eu cred că trebuie să facem o dezbatere publică. Cine se prezintă și facem o foaie de semnături, cine dorește ghișeu.ro. Și sunt fer convins de rezultatul dezbaterii. Ștefania, ai cu nou. Mulțumesc! Da, eu spun că e tocmai invers. Ghișeu.ro poate fi folosit de cei care nu sunt acasă, nu au posibilitatea să meargă la primărie și atunci preferă să achite taxele în această variantă. Pentru că dacă sunt plecați din țară, nu se întorc doar să plătească taxele la primărie, nu? Am înțeles. Domnul, de exemplu, eu am plătit pentru cineva săptămâna trecută din Italia. M-au sunat, du-te, plătește. Că ați semnat o hârtie. Domnul Cadar, așa că, ca să dăm 15 milioane în fiecare lună, poate nu plătește nimeni, poate nu plătește nimeni, două luni, trei luni, noi banii tot îi plătim, banii aruncați. Domnul Cadar, la ghișeu.ro, primul pas, eu cred că este deja făcut, ținând cont că o firmă foarte bună trage fibră optică, practic, modernă, direct de la rețeaua națională, și o să avem chiar este fibra trasă prin fața primăriei, deci viteză și conexiuni o să avem de cele mai bune, mă refer la RDS. Digital. Așa, și referitor la punctul că pe care l-am discutat anterior în legătură cu materiale pe care le recuperăm din dărâmături, eu zic că dacă avem acele materiale și ne încurcă, am putea să dăm pe site-ul primăriei ca toate persoanele care au nevoie de aceste materiale gratuit să vină să-și iau un calorifer, un lemn, o cărămidă. Dacă vin o să până se termină. Primul venit, primul servit. Da, ca să scăpăm de ele, nici să nu le aruncăm, știi? Păi poate să-mi pierd. Și după aia la care o luăm, o să spun. Numai să nu găsim după aia părâul. A fost o idee, nu înseamnă că e și bună. Primul ne-am luat de vedere. Am înțeles, domnul Lascovă. Avem compartimentul de asistență socială, poate întocmi anchete sociale la familiile care doresc, da, și unde se identifică problema, da. Cum fel toată, ca să ajungă la persoane care au nevoie. Să ajungă la persoane care au nevoie și care chiar pentru ei a constituit un sprijin aceste calorifere sau materiale. Categorie, decât să le aruncăm la serviciu. Domnul Laslo, vă rog. Da, eu aș vrea să revin puțin la ghișeu, pentru că au fost discuții pe Facebook destule și multă lume spune că nu ar folosi acest serviciu foarte mult. Eu propun să facem pe un an de zile, ne asumăm aceste costuri, nu avem, adică părerea mea, și eu sunt de acord că n-ar trebui în momentul ăsta. Dar hai să vedem ce se întâmplă pe un an de zile, după care putem stopa sau opri temporar până când... Da. Adică facem pentru că astfel nu... acum aș putea fi puțin răutăcios, dar sunt mulți care vin că la Italia, dacă îți faci casă la mine la Italia, dacă îți faci casă în vârful dealului, trebuie să vii cu gaz, cu apă, cu... Da, haideți să... Nu, să devenim să pășim în normalitate, punem la dispoziție acest serviciu de ghișeu cum vreo un an de zile, iar dacă nu se întâmplă nimic și cheltuim mai mult decât aducem la buget, îl putem opri temporar pe 5 ani, 2 ani, până când poate deveni eficient.
pentru că acești 15 milioane pe lună, poate ni se pare puțin, dar acești 15 milioane pe lună pot fi folosiți pentru copii, pentru bătrâni, pentru orice altceva. Poate bani, colectez 15 milioane. Nu știu, dar trebuie să le dăm, trebuie să dăm această șansă celor care vor într-adevăr să achite și să, nu știu, poate au amenzi, poate au să-și achite dările pe liceu.ro. E un confort care trebuie pus la dispoziție. Vă rog, domnul Morcu, și spuneți. Era o completare la Andrei. Într-adevăr, este pe un an de zi se poate face. Da. Putem face încercarea asta până la urmă. Să vedem cumva să prindem și martie, știți, ca să când plătesc mai mult și să aibă reducerea de 10%. Vedem, o stabilim noi de comun acord cu un an și două luni, cumva ca să nu existe după aia că dacă era și luna respectiv, plăteam, dacă nu. Facem pe un an de zile sau un an jumate, aici vedem. A trebuit văzut și cu banca ce perioadă contractul ăsta. Da, am văzut, am analizat ofertele băncilor, pentru că am solicitat oferte de la mai multe bănci. Există o bancă care este cea mai avantajoasă din punct de vedere al costurilor. Cum ați precizat dumneavoastră, pe un an de zile nu voi obține un cost minim. Când voi face contract doar pe un an de zile, costul va fi maxim. Da? De aceea trebuie să ne gândim foarte bine ce facem. Pentru că și la bancă, dacă ai făcut contract pe 3 ani de zile și te duci după 12 luni să-l reziliezi, deja te costă mult mai mult decât te-ar costa să-l ții 3 ani de zile. Deci trebuie să avem un pic în vedere, să analizăm toate ofertele și toate variantele care ar fi în avantajul comunei. Domnul Cadă, vă rog. Referitor la taxele și impozitele locale, din câte știu eu, cam data este 31 martie, da? S-au dat pe munții cu pandemia, cumva? Nu. Dar nu e de răs, domnul. Vreau să vă zic, dacă am putea să prelungim cu 2 săptămâni, poate am adunat mai mult bani cu oamenii care mai întârzie, eu știu, dacă e o posibilitate. Asta nu ține de noi, ține de legislația în domeniu, deci... Am înțeles, mulțumesc. Ministerul Finanțelor trebuie să facă această... E local, nu se poate. Încă nu știm dacă se va face. Undeva pe 29-30, atunci vom afla, știți că vine în ultimele zile din modificări. Dar nu putem spune că va fi sau nu va fi. Mulțumesc frumos. Și ora Ștefane, vă rugăm de azi. Mai mult, o întrebare referitor la raportarea. Dacă la Valea Mică se pot racorda oamenii și cum trebuie să procedeze pentru acest lucru? Până acum, deci legislația de anul trecut ne interzicea, s-a schimbat legislația, noi ca și unități administrative nu puteam să facem investiții în domeniul rețelelor de gaz. Ei trebuiau să facă, ca și societăți private ce sunt, ei obligatoriu trebuia să facă acest lucru. Au venit tot felul de adrese în care s-au spus că în termen de 5 ani, de 3 ani o să facă. Acum legislația s-a schimbat, ne dă voie ca să facem doar aceste rețele, iar în 5 ani de zile să recuperăm bani în totalitate de la ei. Pe Valea Mică avem deja, am avut un aviz de racordare în care aveam 700 de metri, mi se pare, și licența am obținut inclusiv licență, dar între timp legislația schimbându-se, stau cam, trebuie să reluăm această discuție cu domnul Rotaru, domnul director Rotaru, să văd în ce mod și să încercăm să facem un proiect pe toată Valea Mică, inclusiv Somușca și inclusiv toate strădusele care mai erau 2500 de metri, mi se pare, în comun, ca să le țin. Sunt aceste câteva case care la extinderea, cred că la asta te referi, la extinderea care au fost, care am avut nu deja. Nu știu, se află persoanele care m-au întrebat, dar m-au întrebat când se pot racorda și cum trebuie să procedeze. Deci, deocamdată, dacă s-a schimbat legislația, trebuie să reluăm discuțiile și să vedem cu licențierea, licențe la Valea Mică. Ok, deci răspunsul pic, până toamnă rezolv problema. Dacă răspunsul corect ar fi, dacă am știut unde sunt localizate acele persoane, dacă sunt în Valea Mică sau dacă sunt în Cleja. În Valea Mică, deci despre Valea Mică. Noi am avut acolo, ca să vă spun ce s-a întâmplat în Valea Mică, delimitarea între satul Somușca, satul Valea Mică și Cleja, deși noi am făcut ca și extindere de rețea până unde scrie indicatorul, dar Valea Mică este mai încoace, spre cu câteva case. Deci noi am făcut extinderea pe o localitate unde nu era licență. Acum s-au trezit cele 2, 3, 4, 5 familii, nu știu câte sunt acolo, că practic ei sunt pe Valea Mică, dar noi am făcut extinderea. Ei, dar ei nu au licență.
Deci e o chestie dubioasă acolo și am 3-4 case, atât. În rest, Valea Mică urmează să mergem și să facem toate lucrările cât de curând, nu știu, anul ăsta poate reușim, poate anul viitor, adică proiectul începem acum, dar nu știu când e finalizarea. Licitații și toate documentațiile care trebuie făcute. Mai sunt întrebări? Declar ședința închisă. Eu vă mulțumesc, fiind să vă mulțumesc pentru că am avut o ședință și cu dezbatere corecte și...